Da, deci, bine v-am găsit la un nou episod. Știți deja din ce. Astăzi m-am gândit să fac ceva mai special. Din ce știu eu de pe YouTube, asta... stați așa. Asta este o locație mai specială, să zicem. Așa că eu n-am fost aici, vreau să văd care-i treaba. Și hai să mergem. Sper că vă place seria, pentru că o să fac mult și bine, mie îmi place și vreau să fac 100% din joc. Să-mi cumpăr și un control până termin. Oricum, nu e... Opa! Uite, milit. Facem head-to-head, pentru că... A, pe el rup pe ăsta. Eu v-am zis. Sau nu? Au. Ok. Rewind. Nu mă las. Sper să mă ajute viteza. Da, ce să-i faci? Băi, frate, vreau... Hai să mă mai întrec o dată cu el. Hai mă, ce merge așa repede, mâncați așa? Da, turn around. Nu vezi ce turn around am făcut? Nu mă, vină încoace, mă! Mai vreau o dată, vreau banii ăia. Da, trebuia să iau aia. Da, mă, cât am făcut. Ce să-i faci? Am luat și 43 de mii. 4, da, 43 de mii. Ce? Got another street race invite for you, mate. Kira's not gonna get mad at us about these, is she? Ok. Gata, turn around, gata. Ia uite ce turn around, ai văzut? Dublu turn around. Hai să încerc să ajung repede acolo. Aia era o mașină de off-road cumva. Nu intra în copaci. Oh, God. Da, are prea multă viteză. Bine, destul grip, dar din nou prea multă viteză. Așa. Wow. Unde era apa? Pe tura mea. Hai că fac imediat kilometri ăștia. Oricum, Ferrari-ul ăsta... Ia uite-l, bă, frate. Wow. First person, oops. Ah,
E cam ciudat așa să te uiți, gen ai și speedometru la mașină și ai și de la joc. Gata. Ups. Care e, mă? Aici e drumul, gata. Băi, dar asta are 10 la frâne, adică punctaj 10 din 10. Hai să o iau mai încet. Și trebuia să o iau în față, nu știu. Trebuie să învăț să mă folosesc de frâna de mână. You have arrived at your destination. Ce? Dar nu știu cum. Ok, nu contează. Hai să zic ce-i față. Waterfall. Bă, vreau să sunt aici. Hai să dăm cu spatele. Și să vedeți o săritură calmă. Cred că până aici. Hai, mă. Pe bune. Ah. Oh my god. Ce naiba a fost aia? Cred că ar trebui să vin din coace. Stați așa, că fac. Hai, mă. Da. E greu. Adică stai din coală. Never mind. Trebuia din colo. Dacă vă vine să puteți. Și noi 2 stele. A, 3 stele. Și am primit 1000 și ceva de fani. Hai să vedem chestia asta. Hey, you find these little places tucked away everywhere if you know where to look. E liniște. Și s-a făcut într-o zi. Hai să facem și o cursă. Dar de data asta cu altă mașină, pentru că cred că v-ați cam săturat și voi de ea. Garaj. My cars. Stai. Stai, mă, cum dau înapoi? Așa. Aici. A, da. Ok. Deci ce vom conduce? Vreau să încerc un Mercedes. What the fuck? Vreau să încerc un Mercedes. Și anume cum îi zice, mă?
Internațional? Nu mai sunt viața mea de marca asta. Ok, whatever. Unde e, mă? Mercedes. Ăsta e un credit. Și am auzit că se aude bestial, așa că hai să-l cumpărăm. Și să facem o cursă cu el. Neturnat, pentru că nu vreau să mai dau bani pentru ei. V8 biturbo sau ce scria pe o parte? Ce nu poate scrie pe o parte? V8, V10. Deci cât de tare în bordă ți arată până și când schimbi viteza din drive în reverse și parking. Ce clasă e mașina asta? E Sonuc 869 Horizon Group. Ok. World Map. Hai să vedem o cursă aproape. Ok. In 400 meters, bear left. Ia să vedem cât atinge și ce specificații are. Abia atinge 300. Ok. Și zuta în 4 secunde. Ia să vedem pe stradă și să încerc. 200 meters, keep right. Keep right. You have arrived at your destination. Nu se aude rău. Dar știu că se poate și mai bine, pentru că în videoclipul pe care l-am văzut se auzea altfel. Deci am de ales. Mașini de clasă S2 sau S1. Asta e 2017, hai să-l luăm pe asta. Are 10 la braking și cred că mă va ajuta lucrul ăsta. Mai ales că nu e așa rapidă, măcar să se țină bine pe șosea. Păi de obicei punem printre ultimii și ajungem printre primii. Sper. Dificultatea la drive atarăs e pe medium, adică nici prea greu, nici prea ușor. Hai cu driftul, hai cu driftul, că ai tracțiune în spate. Și sunt pe ultimul loc. Hai mă. Hai, Ferrari F12, dă-te la parte. Nu știu ce mașină e pe din față. Totul Mercedes. Încă da. Ia s-au dus cu multă față. Nu poate mașina asta. Ce să-i faci? Dar o să fac cursa oricum. Pe ce loc o ieși, o ieși. O să încerc aici să fac un avantaj. Hai că mă apropii de cei din față.
face un mic drift acolo. Hai mă, băieți, mă. Am ajuns pe locul 4. Vă strânsă, bună pentru AMG. Și ia uite pe ce loc suntem. Nu, da. Și să fac și o chestie așa ca de sfârșit. Oh, da. Andare tu. You were quite good at racing cars. Did you know that? Nu, nu știam. M-am aflat acum că mi-a zis. Pot să zic că nu era mașina asta, tonat ar fi mult mai bună, dar... Hai, vreau să mai fac o cursă, episodul ăsta. Hai să o admirăm un pic. E, ce ziceți? E frumoasă, nu? O să-și ceva de 1000 de euro. Cât o costă aia în viața reală? Hai să vedem ce curse mai sunt. Da, vă dați seama că nu o să folosesc mașina asta. Da, cred că o să încheiem episodul aici. Pentru că deja e un pic prea lung și nu vreau să vă fac așa de lung. Dacă v-a plăcut, suportați în continuare seria de Forța și noi ne auzim data viitoare. V-am pupat!